Suntem în legătură directă cu corespondentul nostru la Arad, Roxana Ciucă. De câteva zile, așa cum știți, toți jurnaliștii noștri încearcă să afle detalii despre ceea ce s-a petrecut acolo, despre acel atac cu bombă, despre acel atentat, zice-se în stil mafiot. Care sunt explicațiile? Cine sunt autorii? Cum se desfășoară ancheta? Ei bine, în seara asta, Roxana vine din interiorul echipei care investighează cu o ipoteză șoc. Bună seara, Roxana! Privind încă o pistă, o pistă care duce spre o miză mult mai mare decât am crezut noi până acum, cea a contrabandei cu țigarete? Bună seara, Adi, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vin cu o informație în exclusivitate. Este o nouă ipoteză, o nouă pistă pe care anchetatorii de aici, din Brașov, din Arad, merg. Mă refer aici la faptul că, iată, Ioan Crișan se pare că ar fi fost unul dintre denunțătorii dosarului cocaina de la Malul Mării. Ne aducem aminte faptul că acolo s-a capturat o cantitate impresionantă de cocaină, valoarea de 45 de milioane de euro. Se analizează și această ipoteză. De ce spun asta? Pentru că ne aducem aminte, se tot vehiculează faptul că Ioan Crișan ar fi avut anumite camioane și ar fi pus la dispoziția acelor șoferi care transportau respectivele produse, acele camioane. Unde mai pui la socoteală și faptul că acele camioane cumva trebuiau să treacă fix pe la graniță, fix prin zona pe unde afaceristul Ioan Crișan avea ferma, o fermă situată la 11 km de Arad. 1. 2. Se ia în calcul și varianta cu acea contrabandă de țigări. Astăzi am încercat și am încercat să și îmi asum ceea ce spun, deși poate fi periculos. Am mers pe urmele contrabandiștilor de țigări de aici din Arad și vreau să vă spun că nu mi-a fost deloc greu să dau de acești contrabandiști. Astăzi am mers în piață, nici n-am intrat bine acolo pentru că am dat de o doamnă. Acea doamnă mi-a spus dacă vreau să cumpăr un pachet de țigări cu 12 lei, îmi făcea chiar și o reducere dacă achiziționam mai multe astfel de pachete. Roxana, am plecat erau de acolo, agenții de vânzare, m-am dus la într-o altă locație așa, pentru că aveam informații că și acolo se vând aceste pachete cu țigări fără timbru. Am mers, nici n-am coborât bine din mașină acolo pentru că o doamnă a venit la noi, a pus mâna pe telefon, l-a sunat pe sos care era în mașina, parcat în mașina de vis-a-vis și o supraveghea. Am spus că vreau să cumpăr țigări, s-a oferit la fel să îmi dea cât mai multe pachete de țigări, evident, dorind să-mi facă și aceasta o reducere. Ce vreau să spun prin aceste lucruri? Vreau să spun că, deși s-a făcut o arestare preventivă pentru 30 de zile, e plin Aradul de contrabandiști. Nu doar în Arad sunt contrabandiști, ne putem gândi că mai sunt orașe în care se vând țigări la contrabandă. Merg mai departe. Aș vrea să punctez un aspect extrem de important. Mâine se face o săptămână de la această nenorocire din Arad, de la acest asasinat. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns. Ancheta nu putem să spunem că bate pasul pe loc, pentru că nu avem cum. Sunt oamenii profesioniști de la capitală trimiși aici. Dar ne întrebăm de ce ofițerii de elită ai capitalei, și aici mă refer la ofițerii serviciului omoruri, da? 7 ofițeri, 8 ofițeri școliți la FBI, au dat roade în atâtea cazuri. Dosarul Caracal, n-au niciun dosar cu autor necunoscut, nerezolvat. De ce ei nu sunt aici să dea o mână de ajutor? Pentru că ceea ce s-a întâmplat aici la Arad este o tragedie care a zguduit întreaga Românie, nu doar Aradul. Nu vă vorbesc de oamenii de aici care sunt speriați și foarte mult se tem că ar putea să se urce în mașină și, Doamne ferește, să pățească ceea ce a pățit Ioan Crișan.